Dacă trei sub o stâncă sau nu ați fost ieri pe fază, Zesami a intrat pe live-ul meu a doua oară ieri. Ceea ce este foarte... Oh my God! Dar, din păcate, nu a venit cu intenții pașnice, ci cu o amenințare de război. A spus fix cuvintele astea care am să le scot eu pe gură. Ce skin urât ai! După ce am auzit vorbele lui, vorbele idolului meu, am intrat în depresie. Depresie pe gresie, mai exact. Am început chiar să beau și bere fără alcool. Dar, după ceva timp, am realizat că există o speranță. Dacă i-aș face un diss track la skin-ul lui... Stați liniștiți, este un pamflet, nu dați dislike, vă rog eu, dați subscribe și like. Și asta este povestea cum eu, cu Encris, am început să facem cel mai cringe diss track din lume. Dar este cam greu, pentru că eu niciodată nu am cântat și n-am avut nicio idee cum se face un diss track. Sunt 3 reguli simple de urmat pentru a face un diss track. 1. Analfabetism, 2. Abatere la subiect și 3. Flex. Foarte mult flex. Și sper să vă placă. Zesami, m-ai provocat pe mine! Acum tiranolou, o să ți-o da bine. Băi, zici că am un skin urât, uite-te la skin-ul tău care ești îmbrăcat în toate de la bazar, zici că l-ai făcut în paint. Mulțumesc că cu zâmbet ești mai depresiv ca WC-ul meu de afară. Zici că-l mai pe dream pe față și acum de nicăieri o să chem Popă. Popă, trecem cu a... Și mi-a șoptit cel de sus că săracul skin al lui Zasarman a început să chelească. Treci pe la biserică, mai lasă câte un leu să te binecuvânteze, micul Dumnezeu. Fie ca Domnul să-ți dăi ăia 2 pixeli de păr înapoi, micuțule Zasarman. Domnul preot, păr, dar care păr? De unde? Mașina de copiat și la fel și de... Păi de ce... E atât de șmecher skin-ul! Nu-mi place! Zesami, vreau să știi că îmi pare extrem de rău. Ești un om șmecher, continuă tot așa și mai am un mesaj foarte important. Când îmi dai alt pe Discord, când faci o colaborare...